Bună ziua! Suntem din nou aici, eu, Crina, bibliotecara și Rilă Iepurilă, pentru a continua să citim din cartea Edison, Misterul Comorii Dispărute, pentru a dezlega misterul din această carte. În afara lecturii pe care o vom face astăzi împreună, am pregătit pentru voi și un mic experiment pentru a înțelege ce se întâmplă în acest episod. Să citim întâi. Șoricei sub nivelul apei. Micul șoricel rămăsese așadar pe cont propriu, dar era hotărât să nu renunțe. Nu îi spusese profesorul despre șoriceii care învățaseră singuri să zboare și chiar aterizaseră pe lună? Foarte bine atunci, și-a zis în sinea lui. O să găsesc eu o cale să ajung pe fundul mării. Să-și țină respirația și să se scufunde nu era opțiuni demne de luat în considerare. Ar fi rezistat doar câteva secunde, așa cum descoperise el în cadă pe când era doar un puiuț. Trebuia să găsească o cale de a lua o rezervă de aer cu el. Dar cum? Pitt a luat o foaie de hârtie și a început să deseneze ceva în grabă. Dar desenele nu-i dădeau idei care să poată fi puse în practică. Atunci el a privit de jur împrejur. Pe masa din fața lui era un pahar cu apă. Aer la exterior, apă în interior. Poate reușesc să inversez principiul, a murmurat el, în adevăratul sens al cuvintelor. Pitt a încercat să simuleze scufundarea cu ajutorul unor pahare mici, dar nu era ușor să faci aerul să iasă de sub apă. Chiar și cele mai mici clopote de scufundare se ridicau la suprafață. Trebuia să le împingă iarăși în jos sau să le atașeze o greutate. A, poate acesta era răspunsul. Va lega o greutate de pahar și se va scufunda odată cu ea. Pentru mai multă siguranță a decis ca prima dată să încerce în cad. Dacă funcționa, urma să repete experimentul în port sau în mare. Dragii mei, hai să vedem cum a putut experimenta Pitt scufundarea. Avem aici două lămâi. Una este cu coaje, cealaltă a fost decojită, după cum vedeți. Să vedem care dintre ele se va scufunda. Prima lămâie, cea care are coaje, iată, plutește. Oare de ce plutește, dragii mei? Cealaltă, să vedem ce se va întâmpla cu ea. Plutește pentru început, dar apoi se scufundă. Rezervele de aer din coaja lămâii, din primul pahar, o fac pe aceasta să plutească. Oare Pitt a reușit să se scufunde? A rămas cumva plutind în derivă deasupra apei? Vom afla în zilele următoare. Vă mulțumesc frumos, atât eu, cât și Rilă Iepurilă. La revedere, dragilor!